Bună ziua, stimați spectatori, reprezentanți mass media care ne urmăresc. Astăzi vom prezenta, așa cum am promis, rezultatele celui de-al doilea studiu sociologic realizat în perioada electorală în cadrul proiectului implementat de comunitatea Watchdog în parteneriat cu Institutul de Politici Publice și compania CBS Research. Vom trece direct la prezentare, după care vom reveni la final și vom împărtăși din planurile pe care le avem până la alegeri legate de desfășurarea sondajelor de opinie. În primul rând o să ofer cuvântul colegului Vasile Cantarji pentru a prezenta metodologia, dar nu înainte de a menționa că acest studiu a fost realizat cu suportul European Endowment for Democracy, fiind achitat de către noi, comunitatea Watchdog Media. Țin să atrag atenția jurnaliștilor că anume în acest fel trebuie să prezentați formularea cerută conform legii despre finanțatori. Deci finanțator este comunitatea Watchdog în cadrul unui proiect sponsorizat de către European Endowment for Democracy. Îi ofer cuvântul colegului Vasile Cantarji de la CBS Research pentru a prezenta aspectele metodologice a acestui studiu. Bună ziua, stimați colegi! Ca și toate sondajele realizate până în prezent și cele ce urmează în cadrul acestui proiect de cercetare, este vorba despre un sondaj realizat prin metoda colectării la telefon pe un eșantion de 1104 persoane adulți, rezidenți adulți ai țării, pe o marjă de eroare de plus minus 3%, care este aferentă acestei dimensiuni de eșantion, iar datele reprezintă stare de lucruri pentru perioada 12-19 iunie 2021, perioada în care au fost realizate nemijlocit interviurile. Odată ce colectarea, selecția respondenților a fost realizată cu aplicarea de procedee statistic probabilistice, rezultatele studiului sunt reprezentative pentru populația studiului sau, altfel spus, pentru cetățenii Republicii Moldova în vârstă de 18 ani și mai mult, care în perioada realizării studiului se aflau pe teritoriul țării. Aici reiterăm, acest studiu nu cuprinde preferințele sau opiniile cetățenilor care locuiesc în regiunea din stânga Nistrului și a celor care se află peste hotare în această perioadă. Să trecem la răspunsuri. Prima întrebare este o întrebare deschisă, unde respondenții au fost îndemnați să numească o personalitate politică în care au cea mai mare încredere. După cum urmează, pe primul loc, ca și în studiul precedent, este Maia Sandu cu 32,6%, urmată de Igor Dodon cu 13,8%, apoi Vladimir Voronin 2,8%, Renato Usatăi 2%, Ilan Șor 1,3% și alte personalități cu cifra de sub 1%. 35% din respondenți au spus că nu au încredere nimeni, 9,1 nu au știut să răspundă sau nu au dorit să răspundă la această întrebare. Următoarea întrebare este asemănătoare, dar respondenții au avut de ales dintr-o listă de personalități și să spună dacă au foarte multă încredere în respectiva personalitate politică, oarecare încredere, nu prea sau deloc, și cu opțiunea că unele dintre aceste persoane nu sunt cunoscute tuturor respondenților. Aici, din nou, avem pe primul loc Maia Sandu cu 38,1%, foarte mult încredere, 18,5% oarecare, și în scădere urmează Igor Dodon cu 17,2%, foarte mult încredere, 11,2% oarecare, apoi Vladimir Voronin, 12,2%, Igor Grosu, Alexandru Slusar cu 9,8%, foarte mult și 19,3% oarecare încredere. Ar fi cazul să facem și un top al neîncrederii. Am readus unele personalități. Pe primul loc
de la coadă, cum ar veni, este Vladimir Plahotniuc, care în continuare rămâne campion al neîncrederii. El are 82,6% din respondenți care spun că nu au deloc încredere în el și 5,2% care spun că nu prea au. Urmat de Vyacheslav Platon, pe care am decis să-l includem pentru că este activ în spațiul public, a afirmat că vrea să facă activitate civică și politică, are 65% din cei care spun că nu au deloc încredere în el. 58,8% anti-ratingul lui Dorin Chirtoacă, 63% tot un indicator foarte înalt, deci pe locul 3 de la coadă cum ar veni, este Ilan Șor. Atrage atenția și cifra destul de mare, 60,4% cei care spun că nu au deloc încredere în Igor Dodon. Deci întregul slide. Apropo, pentru jurnaliști, nu vă grăbiți să postați din ce vedeți aici. Imediat după încheierea conferinței, colegii la Infoprimneo vor distribui un comunicat de presă din care o să puteți să preluați imaginile în calitate foarte bună. Aici vedem și o combinație dintre ratingul pozitiv sau gradul de încredere pozitiv și negativ. Vedem că, la fel ca și în studiul precedent, doar la Maia Sandu este un indicator pozitiv de plus 18% și campion detașat la anti-rating și aici este Vlad Plahotniu cu minus 84%. Întrebarea despre intenția de participare la vot. 64,4% au spus că sunt absolut siguri că s-ar prezenta la vot, alții 17,3% spun că sunt siguri că s-ar prezenta. 5,5% doar sunt cei care spun că sigur nu s-ar prezenta și 3,5% spun că probabil nu s-ar prezenta. Deci sunt niște cifre destul de înalte, chiar dacă le comparăm cu întrebările similare puse în ajunul scrutinelor precedente, inclusiv la prezidențiale, dacă nu greșesc. La fel, nu vedem o careva evoluție simțitoare față de sondajul prezentat acum 10 zile. Întrebarea care interesează pe foarte mulți, dar insistăm să vă uitați și peste altele, este intenția de vot, pentru cine doresc să voteze participanții acestui sondaj. Pe primul loc este partidul PAS cu 38% din total respondenți, urmat de PSRM cu 21,4%, 13,7% sunt cei care spun că merg la vot, dar încă nu știu pentru cine vor vota. 5% sunt cei care spun că sigur nu merg la vot, deci cifră comparabilă cu cea din întrebarea precedentă. 4,8% spun că votează pentru blocul Renato Usatăi, 3,6% partidul Șor, 1,8% Democrația Acasă, 1,4% Demnitate și Adevăr platforma, Alianța Aur 1,3%, 0,9% PUN, 0,8% Congresul Civic, 0,8% Partidul Democrat, 0,7% Partidul Schimbării, 0,1% Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei. 0,2% spun că vor vota pentru candidații independenți. Asta este cifra din total respondenți. Dacă vom transpola această cifră pe sau acești indicatori pe cei care au formulat o variantă de răspuns, adică fără indeciși și cei care au refuzat să răspundă sau spun că nu merg la alegeri, avem următoarele cifre. 49,8% pentru PAS, 28% pentru blocul comuniștilor socialiștilor, 6,3% blocul Renato Usatăi, 4,7% partidul Șor și la fel în descendență, pe locul 5 apare Democrația Acasă cu 2,4, urmată de platforma DA cu 1,8. Am încercat să comparăm cu cifrele din sondajul precedent desfășurat în perioada 2-8 iunie și avem următoarele evoluții, cifre iarăși din total respondenți. Vedem o creștere a celor care spun că nu vor merge la vot, vedem o scădere în numărul celor care nu au dorit să răspundă sau sunt indeciși. Dacă vorbim despre creșteri, vedem o creștere de plus 1% pentru blocul Renato Usatăi, 0,7% pentru Partidul Democrației Acasă, 0,6% pentru AUR, 0,7% Congresul Civic, 0,2% Partidul Democrat, 0,6% Partidul Schimbării și
alte opțiuni, o ușoară scădere în cazul partidului Șor, o ușoară scădere în cazul partidului PAS și o scădere destul de pronunțată în cazul blocului comuniștilor și socialiștilor, minus 3,5% din total respondent. Deci vedem că începutul activ al campaniei electorale are impact și asupra preferințelor, există o anumită dinamică. O întrebare pe care încercăm să o includem în majoritatea sondajelor este privind opțiunile de integrare a Republicii Moldova, de a alege între Uniunea Europeană și Uniunea Euroasiatică. 59% aleg aderarea la Uniunea Europeană, 23,5% aderarea la Uniunea Euroasiatică și 17,5% sunt indeciși sau nu răspund la această întrebare. Un alt aspect de interes pentru noi este urmărirea percepției respondenților la asistența externă primită de Republica Moldova în perioada pandemiei. Întrebarea a fost simplă. Deci cum credeți, care dintre următoarele țări în această perioadă de pandemie a ajutat Republica Moldova? Deci întrebarea este dacă cred că au ajutat sau nu. Pe primul loc este România cu 85%, urmată de Uniunea Europeană, apoi Rusia, China și Statele Unite. Deci încă o dată reiterăm că aici se măsoară percepția cetățenilor și intensitatea, calitatea cu care s-a răspândit informația despre ajutoare, pentru că fiecare dintre aceste țări, evident în măsură diferită, a acordat suport Republicii Moldova în perioada urmată declanșării pandemiei. Așa. O altă întrebare pe care dorim să o cercetăm în continuare este atitudinea cetățenilor Republicii Moldova rămași în țară față de ideea unirii cu România. Deci vedem că 35% spun că în eventualitatea unui referendum ar vota pentru unirea Republicii Moldova cu România, 47,3% sunt cei care spun că ar vota împotrivă. Așa. Am încercat să înțelegem și care sunt cauzele care îi motivează pe cei care acceptă votul pro-unire să o facă. Pe primul loc, a existat posibilitatea ca fiecare respondent dintre cei care spun că ar vota pentru unire să aleagă trei cauze de ce ar vota. Pe primul loc se află o cauză, hai să o numim, economică, pentru un nivel de trai mai bun. Vedem 35%, peste 35% din cei, la rândul său 35% care ar vota pentru unire, sunt cei care au numit niște cauze care le putem numi identitare, adică că vorbim aceeași limbă, avem rădăcini istorice comune și suntem același popor. Și mai departe apar alte cauze care le-am putea numi economice sau de siguranță a viitorului, cum ar fi pentru a putea călători liber cu pașaport român, pentru a trăi într-un stat membru Uniunii Europene, pentru a avea un nivel mai bun de dezvoltare a infrastructurii sociale și nu știu, drumuri și altele. 9% spun că pur și simplu pentru a obține cetățenia română, alte beneficii financiare, 8%. Deci este un început util, părerea mea, pentru a cerceta fenomenul unionismului în Republica Moldova și a înțelege în ce măsură este un fenomen mai curând cultural, identitar și în ce măsură este o alegere pragmatică din cauza dezamăgirii de capacitatea statului Republica Moldova. Așa, pentru comparație am decis să includem două întrebări privind ipotetica unirea Republicii Moldova cu Federația Rusă și cu Germania. Deci am ales un stat cunoscut pentru gradul său de dezvoltare și avem următoarele cifre, sunt 22,7% cei care spun că ar accepta ideea unirii Republicii Moldova cu Rusia și 27,5% cei care spun că ar fi ok Republica Moldova să devină parte componentă a Germaniei. Este interesant această cifră de sub 23% într-un sondaj similar, cei drept realizat nu la telefon, dar pe teren în anul 2017.
Ideea unirii cu Rusia era susținută de 33%, dacă nu greșesc. Deci totuși este putem vorbi despre o scădere, în același timp o ascensiune a opțiunii unirii cu România. Pentru următoarele slide-uri voi oferi cuvântul colegului Vasile Cantarji să prezinte răspunsurile la aceste întrebări. Da, mulțumesc, domnule Pașa. Vă amintiți, stimați colegi, că în cadrul acestui serii de sondaje o atenție aparte am acordat vehiculării de informații false și, mai bine zis, măsurării gradului de acceptare a acestor informații, poate ca să false, numim, sau manipulatorii. False sau poate nici manipulatorii, hai să spunem, pe larg răspândite, dar neprobate. Aici aveți afișate o serie de afirmații care vizează asemenea idei cu privire la dimensiunea politică. Așadar, cea mai răspândită, în continuare, idee neprobată rămâne a fi că Igor Dodon este condus din Federația Rusă, 65,4, urmată de 49,4, adică împărtășită de fiecare al doilea cetățean, teza precum că Plahotniuc, Dodon, Șor și Platon au făcut o alianță neformală pentru alegerile parlamentare. 43% cetățeni consideră adevărat afirmații precum că Maia Sandu este condusă din exterior de europeni și americani. 42% consideră adevărat afirmații precum că Maia Sandu a închis școlile și din cauza aceasta 6.000 de profesori au rămas șomeri. Urmează iarăși o idee neprobată vehiculată la adresa Maia Sandu, precum că aceasta ar fi vinovată pentru scumpirea carburanților din ultima perioadă. Informația împărtășită, considerată adevărată, de 27% aproape din cei intervievați. 26% fiecare al patrulea cetățean consideră că legătorii din diaspora ar fi fost plătiți pentru a participa la alegerile prezidențiale. Aproximativ tot atâția consideră adevărată ideea falsă cu totul, dar relativ proaspăt indus în spațiul public, precum că România ar fi introdus vize pentru cetățenii moldoveni. La fel, 25,5% consideră că adevărată teză precum că partidele de dreapta au nevoie de destabilizare, dezbinare și conflict. 24% aprobă sau consideră adevărată ideea precum că Maia Sandu vrea să vândă pământul agricol la cetățenilor străini. Cu 22% aprobare avem ideea precum că dacă partidele din dreapta vor câștiga alegerile parlamentare în Republica Moldova, vor fi permise căsătoriile între persoanele de același gen. Și 16% consideră adevărat afirmații precum că Maia Sandu ar fi oferit acces la secretele de stat unei fundații germane. Aici avem comparațiile pentru doar câteva din ele pe care am măsurat cu două săptămâni urmă. Vedem aici că careva schimbări majore nu există, mai mult ca atât. Când vom putea mai târziu compara falsurile promovate cu privire la COVID-19, vom avea posibilitatea să comparăm rezultatele sondajului de un an în urmă și vom fi mirați să constatăm că lucrurile oricum în ceea ce privește dezinformare rămân cam tot acolo. O singură remarcă, totuși sunt două subiecte la care avem evoluții, dacă observăm aici și în decurs de doar 10 zile, anume mai puțin sunt cei care cred în faptul că pentru scumpirea carburanților se face vinovată președinta țării și a crescut puțin cu 2% numărul celora care cred în știrea falsă precum că guvernul României ar fi introdus vize pentru cetățenii moldoveni. Este oarecum explicabil, ambele subiecte au rămas destul de sus în dezbateri și dacă
dezbaterea în jurul subiectului carburanților s-a axat mai mult pe argumente, atunci subiectul cu presupusa, deci falsa știre despre faptul că ar fi introduse vize, a rămas să se răspândească pe rețele sociale fără a întâmpina suficient contrapune. Deci vedem că aceste știri false își au ciclul lor de viață care nu se oprește odată cu aruncare. Deci impactul lor și numărul celor care cred poate să crească în timp fără să ne dăm seama foarte bine cum se întâmplă. Mulțumesc. În cel ce urmează, setul de întrebări cu privire la COVID-19. Am adresat întrebarea în scopul de a măsura ponderea cetățenilor prezenți în țară care deja sunt vaccinați. Aproape fiecare al patrulea respondent la momentul interviului a fost vaccinat, ce drept nu am precizat că doar cu o singură doză sau și cu repel, deci 24,8%. Cunoaștem foarte bine practica de la bun început al campaniilor de vaccinare, de a se vaccina peste hotarele țării, mai ales la primele etape de vaccinare în Republica Moldova, când accesul a fost unul restrictiv pentru anumite categorii doar. Așadar, la momentul studiului, aproape 91% din cei 24,8% cetățeni adulți ai țării care au fost vaccinați, fuseseră vaccinați pe teritoriul Republicii Moldova, 8,4% se vaccinaseră în România. Intențiile celor care nu s-au vaccinat încă, da? Doar 36% din ei se declară disponibil pentru a se vaccina, totuși, până la urmă. Deci cam a treia parte din aceștia sau 9,8 din toți cei care nu au fost încă vaccinați susțin că au de gând să se vaccineze și nu au careva preferințe cu privire la vaccin, deci cu care vaccin să se vaccineze. 26,3% din cetățenii care încă nu sunt vaccinați au preferință, spun că se vor vaccina doar dacă va fi disponibil careva vaccin în care au mai multă încredere. Fiecare al doilea sau 51,7% din cei nevaccinați în continuare nu manifestă dorință de a se vaccina, iar 12,3% nu au dorit să răspundă, cel mai probabil se încadrează tot în categoria celor sceptici. Odată ce sunt mai mulți cetățeni dintre cei care vor să se vaccineze, dar care impun careva condiționalități cu privire la cu care vaccin să se vaccineze, am adresat și întrebarea despre care vaccin le pare cel mai bun. Pe primul loc se plasează cu 26% Sputnik, urmat de Pfizer, 22%, 10% AstraZeneca. Aproape 8% din respondenți susțin că toate vaccinile sunt bune, dar sunt aproape de două ori mai mulți cei care susțin că niciunul din vaccin nu este bun, 14,5%. Și respectiv afirmațiile cu privire la știrile false sau neprobate cu privire la COVID, ele rămân în continuare să fie pe larg acceptate, aprobate de cetățeni. De la 51% care consideră că acest virus nu este mai periculos decât o gripă obișnuită și totul este făcut intenționat pentru a distruge economia, până la aproape 12% ponderea respondenților care susțin că virusul este răspândit în Republica Moldova prin antene 5G. Deci în aceste limite se află procentul cetățenilor care aprobă diferite falsuri cu privire la pandemia COVID-19. Spuneam anterior, pentru marea parte a acestor teze putem să realizăm comparația cu situația din octombrie 2020, anume acel sondaj l-am luat.
Avem anumite creșteri, descreșteri, dar cardinal nimic nu s-a schimbat. Așadar, teza precum că virusul nu este periculos, iar toată emotivitatea este fals indusă, a scăzut doar cu 4%. Cu doar 2% a scăzut rata de acceptare a ideii precum că virusul ar fi fost inventat de Bill Gates sau alți bogătași pentru a impune vaccinarea în scop de control asupra omenirii. Scăderi mai mari, dar iarăși nu de răsturnarea distribuției răspunsurilor, totuși înregistrăm în cazul tezei precum că virusul a fost creat pentru a impune vaccinarea tuturor cu chipuri, prin care apoi în care va guvernul mondial să controleze omenirea. Rata de acceptare a care a scăzut cu 9%, cu 12% a scăzut rata de acceptare ideii precum că Uniunea Europeană se va destrăma din cauza pandemiei, rămânând oricum 16% care aprobă, acceptă această idee. Cu 7% a scăzut ponderea celor care susțin că Uniunea Europeană nu ar fi oferit niciun sprijin necesar Republicii Moldova pe timp de pandemie. Evoluții pozitive, adică, pardon, s-a îmbunătățit situația, adică s-a îmbunătățit ponderea celor care, a crescut ponderea celor care resping ideea, în cazul tezei precum că COVID-19 ar fi fost creat într-un laborator american și dus de militari în China. O altă idee care a văzut lumina zilei cam un an jumate în urmă. Da, eu aș vrea aici să-ți dau un comentariu că în general vedem o relativă îmbunătățire mult prea mică pentru o distanță de mai mult de jumătate de an, și la ce aș vrea să atrag atenția este că până la urmă cel mai bun antidot de la aceste teorii ale conspirației este experiența. Da, este atunci când oamenii au ocazia în timp să își probeze singuri pentru ei că o anumită afirmație este falsă. Cum am văzut, de exemplu, aceste larg vehiculate teorii că Uniunea Europeană nu a făcut față și se va destrăma din cauza pandemiei. În timp, cetățenii moldoveni au avut ocazia să se convingă că Uniunea Europeană este o structură viabilă, mai mult ca atât reușește să ajute și Republica Moldova. La fel s-a întâmplat și în cazul afirmațiilor propagandistice, dezinformării că Uniunea Europeană n-ar ajuta Republica Moldova. Deci vedem că a scăzut numărul celor care cred în astfel de afirmații, dar aș atrage atenția că pe fondul intensificării în ultima jumătate de an acestei propagande anti-americane, probabil cel mai mult în presa rusă, de exemplu această conspirație despre faptul că de fapt acest virus ar fi importat, cum ar veni în China, de americani, a crescut. Deci, cert este că aceste falsuri și conspirații nu dispar de la sine. E nevoie de multă muncă asiduă și multă informație calitativă prezentată într-un format accesibil pentru publicul larg, astfel încât să scadă acest scepticism. La fel aș reveni cu un comentariu legat de intenția de vaccinare. Vedem și în dinamica cifrelor vaccinării că cei care au fost în general entuziasmați de opțiunea sau oportunitatea de a se vaccina s-au mișcat destul de rapid și treptat ajungem la un platou când marea majoritate a cetățenilor care acum, în această perioadă, au intenția de se vaccina, deja s-au vaccinat sau o vor face în timpul apropiat. Și aceste cifre înalte de sceptici, 52%, da, dacă înțeleg, sunt doar din cei care încă nu s-au vaccinat. Da, ceea ce arată că din total populație vor fi aproape 40%, deci indicatorii de 70% populație matură vaccinată vor fi foarte greu de atins dacă nu va exista o campanie de comunicare, convingere din partea guvernului cu implicarea tuturor actorilor care ar putea ajuta, inclusiv apeleuri, medici, societate civilă, mass media și tot restul. Cam
Atât ar fi, domnul Barbaroșe, vă ofer și dumneavoastră posibilitatea să vă expuneți pe marginea rezultatelor. Bună ziua! În primul rând aș vrea să vă atrag atenția asupra unui moment foarte important. Sondajul a fost efectuat la telefon, la telefon mobil. Deci aici... Și fix, da, scuze. Telefon mobil și fix. Aici nu au răspuns persoanele care nu au telefonie, dintr-o cauză sau din altă cauză. Noi nu știm cam cât sunt procentele celor care nu au răspuns, dar aș vrea să vă atrag atenția, în primul rând, la următorul fapt. Când ne uităm la intenția persoanelor de a se vaccina sau de a nu se vaccina, este foarte important faptul că majoritatea din cei care încă nu s-au vaccinat, 52%, nici nu vor să se vaccineze. Este extrem de important că aceste persoane, care în fond sunt parcă mai educate, sunt parcă mai evaluate, ele totuși nu au intenția să se vaccineze. În acest sens, aș atrage atenția autorităților asupra faptului că pentru a atinge acea rută de vaccinare care ne trebuiește nouă, ca să zicem că societatea o să fie ok, deci 70% din toți cetățenii, trebuie o muncă foarte importantă de lămurire, o campanie foarte bine pusă la punct de lămurire a importanței vaccinării. Și aș vrea să mai atrag atenția asupra ta, să vă rog la slide-ul unde arată intenția de vot. Așa. Haideți să ne uităm aici la intenția de vot a cetățenilor. Uitați-vă, rog, că în comparație cu sondajul care a fost publicat 10 zile în urmă, da, noi avem o creștere, s-ar părea că nesemnificativă, dar totuși o creștere a procentului persoanelor care susțin acei lideri de partide care intenționează să participe la alegeri. Prin ce se explică acest fenomen? Eu cred că faptul că a început campania electorală este foarte important. Și acest procent care a crescut pentru majoritatea din aplicanți este foarte important. Trebuie să ne uităm atent cum variază acest procent și cum va varia el atunci când lumea va ieși la vot. Cam asta am vrut să comentez aici. Mulțumesc! Eu aș vrea să adaug exact pe subiectul intenției de participare la vot. Noi am măsurat practic începutul sau faza incipientă a campaniei electorale oficiale. Trendul general este, dacă vom compara cu primul, că observăm în general o dinamică mai mare, deci în creștere pentru partidele care în sondajele precedente arătau cifre mici, da, ele și acum nu sunt foarte înalte, dar vedem că practic cele mai importante evoluții sunt în această zonă. Vom vedea dacă trendul ăsta se va păstra pe durata campaniei electorale, în special pe perioada ei finală. În afară de aceasta, aș vrea să împărțim un pic, să readucem aminte despre planurile pe care le avem în cadrul acestui parteneriat cu Institutul de Politici Publice și cu CBS Research și alte companii. În perioada următoare vom mai prezenta rezultatele a două sondaje, de data aceasta, deci pe faza finală sau, mă rog, mai aproape de sfârșita campaniei electorale, vom prezenta deja sondaje făcute nu la telefon, dar pe teren. În primul rând este barometrul opiniei publice, care este planificat pentru, cred că, prima săptămână din luna iulie. Ceva mai devreme vom prezenta încă un sondaj pe care l-am comandat, deci barometrul opiniei publice este comandat de către Institutul Politici Publice. Încă un sondaj realizat pe teren va fi prezentat aproximativ în aceeași perioadă, comandat de comun de către Institutul de Politici Publice și comunitatea Watchdog. Sondajul va fi realizat de CBS Research și compania Civis. Asta este intenția noastră, să oferim un număr cât mai mare de sondaje realizate transparent, astfel încât și concurenții electorali, analiștii politici, mass media, cetățenii care se interesează mult de politică, să poată să
își facă propriile lor concluzii. Și nu în ultimul rând, în ziua alegerilor, 11 iulie, în parteneriat cu IPP-ul și CBS Research și probabil și compania Civis, vom realiza un sondaj telefonic numit After Poll, la care îndemnăm toată lumea să participe, inclusiv mass media să îl oglindească. Mai aproape de ziua alegerilor vom emite informații despre, mă rog, aspectele tehnice de organizare a acestui sondaj telefonic, un efort foarte complicat, așa cum ne-a demonstrat experiența la alegerile prezidențiale, dar util și care reușește destul de bine să reflecte intențiile sau felul în care deja au votat alegătorii, o experiență bună pentru Republica Moldova și chiar pentru regiune, pentru că astfel de exerciții în țările vecine încă nu s-au făcut. Dacă sunt întrebări de la jurnaliști, transmise, suntem gata să le răspundem. Dacă nu, vă mulțumim pentru atenție și încă o dată îndemnăm jurnaliștii să aștepte câteva minute până colegii de la Infoprim Neo vor distribui un comunicat de presă la care va fi atașată prezentarea pe care am arătat-o acum și de unde puteți lua imagini foarte calitative pentru știrile pe care le realizați fie la TV, fie online. Vă mulțumim și vă urăm o zi bună!